Sfârșitul săptămânii trecute a adus cu sine lansarea candidaturii liberalului Robert Vlada la primăria municipiului Vaslui. Evenimentul a avut loc la sala de ședințe a Centrului de Afaceri și la el au participat membrii conducerii filialei județene Vaslui, a Partidului Național Liberal și colegi de partid din filiala municipală Vaslui. Încep prin a vă mulțumi pentru că ați dat curs invitației de a participa astăzi la evenimentul de lansare a candidaturii mele la funcția de primar al municipiului Vaslui și totodată sunt onorat de prezența dumneavoastră numeroasă în sală. Poate vă întrebați de ce candidez. Sunt multe motive care m-au determinat să fac acest pas. În primul rând, faptul că iubesc acest oraș și îmi pasă de viitorul lui și al tinerilor care aleg să rămână în Vaslui. Un alt motiv este acela că îmi doresc ca Vasluiul să devină o zonă economică atractivă cu un mediu antreprenorial bine dezvoltat. Bineînțeles că am în vedere toate categoriile sociale, pentru că mereu este loc de mai bine. Primul mandat, cumva traiectoria mea se aseamănă cu a lui Robert, doar că el e mult mai bun pe ceea ce face decât am fost eu. Am venit din mediul privat, după 20 de ani dintr-o multinațională și am ales, într-o nebunie, cum îmi spuneau unii prieteni, să mă duc la cel mai sărac oraș din județ, din România, din Europa, nu mai știu ce etichete i s-a spus. Suntem astăzi la o lansare de candidat, deși eu aș spune mai mult o ședință de campanie cu organizația municipală Vaslui, cu invitați, cu oamenii din organizațiile de secții de vot, acele organizații de bază ale Partidului Național Liberal, care sunt cei care vor duce candidatul să te câștigă. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți cei care umblați în acest oraș, umblați în aceste cartiere, știți opțiunea vecinilor dumneavoastră, știți opțiunea prietenilor dumneavoastră, știți opțiunea, eu știu, rudelor dumneavoastră. Poate nu avem chiar cea mai bună explicație să le dăm în momentul în care aduc argumente contra. Poate că tăcem atunci când aduc argumente pentru. Cred că fiecare dintre noi suntem cei care putem să facem ca cei din jur să cunoască candidatul nostru.